Cotele de impozitare de tip micro valabile pentru anul 2024 sunt 1% pentru micro-întreprinderile cu venituri sub 60.000 de euro, care nu desfășoară anumite activități specificate, și 3% pentru micro-întreprinderile cu venituri cuprinse între 60 și 500.000 de euro. Celelalte companii au fost nevoite să adere la impozitul pe profit. Deputatul Aur Florin Pușcașu a transmis în interpelarea sa adresată prim-ministrului Marcel Ciolacu faptul că aceste schimbări fiscale survin într-un context economică complicat, caracterizat de probleme structurale și de o creștere a fiscalității pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, aspecte care pun sub semnul întrebării viabilitatea și creșterea sectorului privat. Acest climat economic instabil afectează accesul la finanțare și costurile împrumuturilor, cu potențiale consecințe negative pentru mediul de afaceri românesc. Deși guvernul a transmis că se negociază o posibilă modificare a pragului, dar nu din acest an fiscal, Comisia Europeană a insistat asupra scăderii pragului pentru a menține Ține accesul la finanțare europeană, în special în cadrul PNRR. În acest sens, deputatul Florin Pușcașu a cerut răspunsuri la următoarele întrebări. Cine conduce România față de observațiile Comisiei Europene cu privire la plafonul până la care o micro-întreprindere trebuie considerată micro-întreprindere? Veți adopta poziția Ghiocel sau veți apăra antreprenorul român? Ce măsuri concrete aveți pentru susținerea antreprenorului român?